Bună seara și bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. În acest an s-a discutat la început despre regionalizare, la începutul acestui an. Acum se vorbește despre descentralizare. Guvernul chiar și-a asumat răspunderea pentru legea descentralizării în Parlament în cursul zilei de ieri. Vorbim practic despre cea mai importantă reformă administrativă din ultima perioadă în tot acest sector central și în același timp local, bineînțeles, pentru că descentralizarea acest lucru înseamnă trimiterea unor atribuții de la centru, de la ministere, către instituții aflate ori în subordinea consiliilor județene, ori în subordinea consiliilor locale. Discutăm în această seară acest subiect alături de Nicușor Păduraru, fost parlamentar ieșean și fost prefect ieșean. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și alături de deputatul Anton Doboș din partea Partidului Național Liberal. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Domnule Păduraru, aș începe cu dumneavoastră, pentru că atunci când erați prefect, a mai fost o lege legată de descentralizare în anul 2006. Și aș vrea să luăm puțin cronologic acest aspect ca să-l înțelegem cât mai bine. Dar nu e numai acel lucru. Deci dacă e să vorbim despre procesul de descentralizare, eu aș zice că a pornit din 2002, din guvernarea Năstase. Bun, așa putem gândi că și din 90. Da, așa, a pornit din 90. Cred, chiar mai devreme, partea de care spuneți dumneavoastră a fost un final legat și de finanțele publice locale, început prin 98, terminat în 2006. În perioada 2004-2008 au fost reforme legate de instituția prefectului, de legea 215, legislația electorală și multe altele. Multe din ele aș putea spune acum, după atât de mulți ani, că mai degrabă au avut un suport politic decât o linie strategică coerentă. Cert este că toate partidele doresc descentralizare. În 2006 a fost o etapă, acum este o etapă, aș spune eu, importantă, dar în același timp periculoasă, chiar agresivă, pentru că s-a intervenit pe mai multe domenii, iar unele din ele sunt discutabile, inclusiv din punct de vedere a termenilor constituționale. Pentru cei care ne privesc, descentralizare înseamnă mutarea deciziei de la nivel central, de acolo de unde niște funcționari dictau ce se întâmplă, de exemplu, la Iași, la nivelul comunității ieșene, prin aleși ieșeni. Sună foarte bine la prima vedere, dar pe parcursul emisiunii, intrând în detalii, o să vedem anumite puncte de vedere, să zicem, eu am și puncte de vedere critice și favorabile în același timp, pentru că sunt un om care vrea descentralizare. Sunteți de acord, domnule Doboș, cu da, în principiu, explicația mare, în principiu, până ajungem la amănunte. Așa este, toate partidele politice și-au dorit această descentralizare. Mă rog, poate nu-i forma cea mai bună, cea care este acum pusă în practică, dar ca orice lege, ea este perfectibilă și pe parcurs se va putea îmbunătăți. Important este că există voință politică și s-a realizat acest lucru printr-o asumare a guvernului în Parlament. Eu trebuie să fac o precizare ca să nu fiu înțeles greșit, deci sunt un fan al unei reforme a administrației publice. Și chiar al descentralizării. Evident, dar ceea ce este acum este o crimă. Și o să mă explic pe parcurs, vorbind pe detalii. Ca să intrăm chiar puțin în aceste detalii, iau un exemplu și încep chiar cu litera alfabetului, cu A. La agricultură, proiectul acesta prevede trecerea direcțiilor agricole județene din subordinea Ministerului Agriculturii în subordinea Consiliilor Județene. Direcțiile agricole județene se înființează prin reorganizarea și comasarea următoarelor structuri, de exemplu. Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv municipiul București, oficiile de studii pedologice și agrochimice județene, casele agronomului, camerele agricole județene aflate în subordinea consiliilor județene. Am luat acest exemplu ca să vedem cam ce înseamnă cât mai concret acest proces. Ar trebui să-l puneți la pachet cu faptul că acum 2 ani sau 3 ani de zile a existat o lege care a trecut de Parlament și anume aceea camerelor agricole, care erau considerate mai importante decât structurile statului. Structurile statului trebuie să fie de suport pentru domeniul respectiv. Erau mai importante pentru că reprezentau asocierea dintre fermieri, dintre agricultori, care ar fi trebuit să formeze acele camere agricole. Camerele agricole, la rândul lor, le reprezentau interesele, inclusiv în dialogul cu celelalte direcții, și în același timp permiteau accesul unor fonduri într-o anumită formă. Din nefericire, aplicarea acelei legi
a lăsat de dorit încă de când ea a fost promulgată acum 2 ani și ceva, nici acum nu a fost, nu a ajuns, să zicem, la rezonanță, adică să existe acele structuri. Dar revenind la agricultură, ați spus dumneavoastră, partea asta de la agricultură, să spunem că n-ar afecta. Putem lua orice exemplu. Foarte mult. Singurul subiect pe care l-aș spune eu, din punctul meu de vedere, ar fi legat nu numai pentru agricultură, ci pentru toate lucrurile descentralizate, pentru că termenii din această lege, termenii de descentralizare, adică ce anume se face, trebuie să țină cont și de un alt principiu esențial, și anume subsidiaritate. Adică finanțare. Asta înseamnă, și tot, ca să mă exprim, nu neapărat pe text foarte teoretic, să spun, ci mai pe înțelesul oamenilor, statul are obligația, chiar dacă comunitățile decid în teritoriu asupra unui anume aspect, statul are în schimb obligația să aibă controlul respectării legilor. În momentul în care transferi o competență pe care o ținea statul la Ministerul Agriculturii, la nivelul comunității locale, dar tu nu îți construiești pârghiile de inspecție și de control sau le amesteci, așa cum este în această lege, atunci riști, la un moment dat, să nu poți opri din punct de vedere legislativ erori sau lucruri care pot să se întâmple în teritoriu. Sau nu poți să-i ajuți. Deci descentralizarea nu trebuie să însemne o autonomie care să ducă până la stat în stat. Și trebuie să ducă doar până la oferi servicii publice cetățenilor pe acel domeniu într-un context mai eficient, că haideți e mai să aproape cum, să ceri cum se realizează oficial acest local lucru decât într-un în domeniu, să spunem, care vă este familiar, domnule Dobăș, acela al direcțiilor din subordinea Ministerului Economiei care se descentralizează. Cum va fi făcut acest, nu știu, control? Da. De ce s-au păstrat controlul la nivelul Ministerului încă o etapă, pentru că vorbim de o anumită perioadă de timp, pentru ca cel care primește un serviciu de la nivelul Ministerului să nu fie el și executant și cel care se autocontrolează. Puteți să ne spuneți ce înseamnă această primă etapă, la ce vă referiți? Da, știm foarte bine că prin descentralizare s-au transferat serviciile și decizia la nivelul autorităților locale, fie județene sau consilii locale, exact. Iar funcția de control și inspecție a rămas la nivelul ministerului, la nivel central. Acest motiv este determinat de faptul care l-am explicat adineori. Pentru că știm foarte bine că nu putem avea și funcția de decizie, de, eu știu, prestator, executant, și în același timp să nu fie, tot eu să, nu să mă și controlez. Deci, Vor rămâne cele două lucruri separate. Vor rămâne separate. Adică nu se descentralizează și funcția de control și de inspecție, da, pe care ministerul le păstrează. Funcția de cea de metodologică și de politici naționale, care rămâne la nivel central. Aici este explicația reținerilor mele. Deci, separarea dintre partea de autoritate de reglementare sau de decizie pentru a autoriza, dăm exemplu mediului ca să fie mai explicit. La mediu știm că există Agenția de Mediu și Garda de Mediu. Exact. Agenția de Mediu emite autorizații, avize și Garda controlează. Garda controlează respectarea acelor legi. Faptul că ele sunt la minister, deci sub același ministru sunt ambele structuri, vă dați seama, în mod evident, că e greu să spui că ești imparțial, nu că n-ar fi oamenii de acolo. Nu am nicio problemă, să zicem, un ci exemplu. Că umbrela e aceea, controlul. Ci pur și simplu e vorba de un principiu. Încercarea de separare a acestor lucruri permite o mai corectă dimensionare a rolului statului pentru domeniul respectiv. În legislația, în această lege, că vorbim de descentralizare, domnul deputat a intră în vigoare de la 1 ianuarie. Deci, dar să știți că domeniile nu sunt la fel. Eu, de exemplu, pe domeniul culturii și pe domeniul mediului am o opinie cu totul diferită decât aș avea pe domeniul agriculturii și domeniul economiei, să spunem. Unde e altceva. Pentru că sunt lucruri care țin de interes național. Sunt prevăzute în Constituție. Articolul 33, alineatul 3 din Constituție, spune foarte clar că patrimoniul este o problemă de interes național. Și aici este o chestiune de termeni. În ce sens? Descentralizarea nu ar fi, nu știu, eficientă? Pe partea de cultură, de exemplu, eu cred că acela este un subiect foarte sensibil. Am certitudinea că va fi și subiect pentru Curtea Constituțională
de analiză dacă vor face plângere cei din PDL, pentru că există un punct de vedere destul de puternic și al societății civile și a unor grupări UNESCO, am văzut și scrisorile lor în cursul zilei de astăzi, le-am citit, grupări care spun foarte clar că această lege permite pur și simplu intervenția asupra zonelor de patrimoniu fără ca statul să mai poată face nimic. Domnule deputat. Numai o secundă mai spun. De 20 de ani, dau un exemplu simplu. Când e vorba de patrimoniu, de clădiri, de vestigii arheologice, de 20 de ani ne-am plâns că s-au distrus case istorice și așa mai departe, că statul n-a putut să controleze. Păi dacă statul n-a putut să controleze până acum, când ai o lege care permite și mai mult intervenția și lipsa unei analize științifice de la nivelul unei comisii de specialitate de la minister, nu există riscul ca decizia de la nivel local să fie și mai agresivă, pentru că tentația este de a nu ține cont de asemenea lucruri, pentru că încurcă multe investiții. Domnule deputat. Da, vedeți, aici întotdeauna vor fi dispute. Sigur. Dar trebuie să reținem din lege faptul că acele obiective culturale de interes național rămân la nivelul Ministerului Cultelor. Și cred că, din câte știu eu, Palatul Culturii va rămâne la nivelul Ministerului Cultelor. Deci nu va fi la nivelul Consiliului Județean. Vorbim de avize. Deci dacă vorbim de direcție de cultură, de avize, de intervenții, metodologia, păi alea se mută la nivel local. Tot la nivel, nu. Și controlul nu rămâne la Ministerul Culturii. Ministerul va elabora metodologia în domeniul cultelor, care va fi implementată și respectată de toate consiliile județene și consiliile locale în acest sector. Iar ministerul păstrează controlul. Ministerul și controlul și emiterea de acte metodologice. E diferit de ce scrie în lege, nu știu, poate vorbim de lucruri complet diferite. În principiu suntem de acord, dar în detaliu nu suntem la fel. Legea va suntem diferiți. Și legea spune clar, transferă deciziile legate de patrimoniu la nivel local. Punct. Transferă patrimoniul. Asta poate să pară bine, dar în același timp, având în vedere precedentul ultimilor 20 de ani, și uitați-vă numai în București câte case au fost distruse și câtă nebunie acolo și cu intervențiile societății civile, pentru că n-au putut să oprească acele lucruri, având lângă ei autorități foarte competente. Eu vă spun că nu văd în zona de patrimoniu național o justificare. Sunt lucruri de importanță națională. Un alt lucru de importanță națională, similar patrimoniului național, sunt resursele minerale, de exemplu. Iașiul nu are sare. Nu avem nici petrol la Iași. Dar dacă rămânem la nivelul, acela este la nivelul un bun, culturii. Numai un pic. Acela este un bun național. Cultura este un bun național. A transferat deciziile care pot genera impact asupra patrimoniului la nivel de comunitate locală, fără să fii atent la ce transferi, poate naște monștri. Eu n-aș vrea să existe situații în care se dărâmă case, să zicem, sau dispar vestigii arheologice doar din goana după investiții și de a dărâma niște beciuri sau cum mai sunt ele văzute în general. Poate filozofia este, dacă, și domnul deputat mă poate corecta dacă greșesc, filozofia ar fi următoarea, filozofia, legislația ar fi următoarea. Se transferă aceste instituții care reprezintă sau fac parte din patrimoniu și atunci decizia pe care o pot lua instituțiile locale trebuie să încadreze într-o metodologie. Categoric. Oferită asta este minister, asta cu certitudine. Dacă nu se încadrează, atunci vine controlul. Și aici, da, și atunci mai avem un avantaj. Tot timpul ne-am plâns în general, numai la nivel de culte. De ce dalții pentru noi? Că nu putem lua noi decizia, că depindem de ministerul X sau Y. Și decizia e sus, ei nu cunosc realitatea din teren. Tocmai că asta este spiritul acestei legi. Ca aceste decizii, servicii, patrimoniu să vină la nivel local, unde se poate administra, cetățeanul este mai aproape de decizie, poate face presiune, poate avea atitudine și să fie luat în considerare la nivel local. Mă rog, am văzut exemple civice în Iași, apropo de interesul pentru anumite, să zicem, subiecte care țin de patrimoniu și care nu prea a funcționat. Dar revenind la acest subiect, într-adevăr, aduci decizia aproape de cetățean. Aduci factorul decident aproape de cetățean. Nu-ți decide cineva dintr-un birou de la București, dintr-un minister, ce se întâmplă la tine, de exemplu, unde ai niște vestigii, cum a fost la Hala Centrală de Desubt, unde s-au pus în valoare cu lucrările de acolo. Nu e normal să decidă cineva de acolo
Dar verificarea capacității statului sau a autorităților locale, statului însemnând și zona ministerilor și autorități. Deci, pentru partea de cultură, interesul meu ca cetățean simplu, care nu am funcții publice, este să știu că e un domeniu sub controlul interesului național. Asta nu se poate face dacă nu ai persoană, dacă nu ai capacitate administrativă. E un termen tehnic, poate mulți nu-l înțeleg. Adică să ai o instituție atât de stăpână pe ea, cu o legislație atât de bine pusă la punct, încât să nu existe fisuri care să-i afecteze principiul acesta al descentralizării. Între urmă, mai puțin, ori așa ceva nu avem. Se alătură de discuției noastre deputatul Sorin Iacoban. Bună seara, domnule deputat! Bună seara dumneavoastră, celor care vă urmăresc la această oră și celor doi invitați. Vă salut pe colegul meu, Toni Dobă, și pe domnul Păduraru, fost deputat. Discutăm așadar despre acest proiect de lege care urmează să intre în vigoare, din ce înțelegem, la 1 ianuarie, al descentralizării. Spuneți-ne, vă rog, dacă este foarte bine că multe dintre aceste direcții merg spre consiliile județene și nu spre primari, cel puțin în zona marilor orașe. Am văzut că există divergențe în acest aspect. Până acum, așa cum bine știți, orice este perfectibil și așa și această lege e perfectibilă, deci întotdeauna vor fi unii care vor spune că e mai bine să treacă la consiliul locale sau că e mai bine să treacă la consiliul județene. Bine, să pornim cu ea deja cât mai perfectă sau cât mai aproape de perfecțiune. Așa cum spunea și colegul meu, Toni Doboș, trebuie să fie decizia mai aproape de cetățean. Dar încă o dată, această descentralizare nu înseamnă descentralizare numai administrativă. Ea va fi și o descentralizare financiară. E pentru prima oară în 20 și ceva de ani când descentralizarea este urmărită și de resursa financiară. Această descentralizare e un pas foarte important și pragmatic către modernizarea statului, pentru că avem un stat greoi, avem o administrație greoaie la nivel central și local, un stat care a fost organizat în felul ăsta în anii 50. Ori trebuie să facem ceva pentru modernizarea statului. Implică această și disponibilizări această nu, reformă? Sub nicio formă. Sub nicio formă avem în aprobare și bugetul pentru anul 2014. Nu e vorba de nicio disponibilizare. Dar vreau să vă întreb, dacă spuneți că avem stat greoi și dacă descentralizăm nu vom mai avea, atunci ce vom avea? Unde dispare greutatea? Nu, pentru că decizia se mută la autoritățile locale. Se realizează scurtarea lanțului decizional. Să reduc distanțele administrative. Nu trebuie să mai decidă de la București, exact cum spunea și înainte, ce trebuie să întâmple pentru o anumită localitate sau o anumită comunitate locală. Guvernul are prea multe atribuții la momentul ăsta. Decizia trebuie să mai ducă. Trebuie să mai reducem din birocrația asta, pentru că ne omoară, ne sufocă. Pentru că am crezut că intrând în Uniunea Europeană se reduce birocrația. Nu! Birocrațiile țărilor care sunt componente în europene s-au unit. Ei, trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Opinia mea că acest pas cu descentralizare e un prim pas în modernizarea statului. A zis bine domnul Păduraru, ok, trebuie să punem în acord și legile țării, că avem un sufăriș de legi care se bat cap în cap și nu sunt fermi și câteodată au prevederi care se bat cap în cap. Avem nevoie de întărirea administrației locale, avem nevoie de eficientizarea funcției publice, domnule avem deputat, nevoie de acea regionalizare pe care ne-o tot cere Europa de atâta vreme. Domnule deputat, cariată, e blocată. Dacă spuneți că această lege este perfectibilă și același lucru l-a spus și domnul deputat Doboș, de ce nu s-a intrat cu ea în Parlament? Să intre la dezbateri, să fie mai aproape de perfecțiune odată deci, trecută prin Parlament? Deci întrebarea e foarte bună, dar haideți să vedem așa în legislatura asta, de când sunt eu parlamentar și de când e și domnul Doboș parlamentar, am avut legi foarte importante pe care le-am trecut prin Parlament, le-am dezbătut și vă dau numai două exemple. E legea pe modificarea statutului deputaților și senatorilor, prin care reduceam foarte mult bugetul Parlamentului și a fost blocat de două ori de către Traian Băsescu. Avem legea referendumului pe care la fel am trecut-o prin Parlament. Ea e blocată, nu-i dată nici acum. Există momente în viața unui guvern, în viața unei alianții cum e USL-ul, în care trebuie să ne asumăm răspunderea pentru lucruri pe care noi considerăm că sunt importante. Și atunci am ales această cale. Da, întrebam pentru că din principiu, atunci când erați în opoziție, ați criticat foarte mult asumarea răspunderii în cazul guvernului Boc, de exemplu, de câte ori a fost pe același considerent. Nu supărat.
Avem aproape 2 ani de guvernare, ne-am asumat răspunderea de 2 ori. Deci față de guvernele anterioare care știm foarte bine cum stau lucrurile. La fel, am redus numărul ordonanțelor de urgență față de guvernele Boc. A, nu pentru e că până la urmă Parlamentul controlează guvernul. Domnul deputat, nu este pe cifre asta. Trebuie să voteze parlamentarii. Domnul deputat, asta nu este pe cifre. Știu, ar fi bine să fie așa, dar nu... Ce nu este pe cifre, domnule Tudor? Păi nu, am văzut și eu niște statistici făcute de societatea civilă raportat la intervențiile guvernului peste legislativ, deci cele care de foarte multe cicluri parlamentare nu sunt dorite pentru că nu sunt în regulă. Nu e normal să-și asume guvernul tot timpul sau să emită ordonanțe și hotărâri, e normal să funcționeze parlamentul și să dea legi. La capitolul, la numărul de acte normative de genul ăsta, nu cred că putem face competiție, chiar e periculos. Ambele guverne, domnul Iacoban, și actualul și cele anterioare, și cel anterior, să zicem, guvernul Boc, în ansamblu său, au făcut aceeași greșeală. Domnul Păduraru, guvernul anterior n-a fost guvernul Boc, a fost guvernul Ungureanu, așa scurt. Am făcut referire special la guvernul Boc. Susținute de Partidul Democrat Liberal. Domnul Mihai Răzvan Ungureanu a fost două luni, nu putem să-l comparăm. Vă rog frumos, nu comparați guvernele, că faceți o mare greșeală și chiar periculoasă compararea. Ba nu, e deloc, e normală. Pentru că noi acum apărătim ceea ce au stricat atâția ani aceste guverne conduse de Traian Băsescu. Haideți să fim realiști și cunoașteți dumneavoastră. Noi suntem blocați acum pentru că avem mă opresc din polemică când spuneți că guvernul e condus de Traian Băsescu, eu am încetat, nu mai am. Mulțumesc. Nu, fostele guverne au fost conduse de Traian Băsescu, da. E bine că ați încetat, pentru că nu mai aveți ce. Păi nu, păi ce să zic, că guvernul e condus de premier, domnul deputat, nu de președinte. Da, asta e, știe toată țara cine a condus aceste guverne, domnul Păduraru. Domnule deputat, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la Vocile Iașului. Discutând despre descentralizare în continuare. Da, domnule Dumbuș, vă rog. Nu s-a spus că se alocă și resursa financiară odată cu descentralizarea. Pentru anul 2014 se alocă la nivelul anului A început puțin, dar nu a mers până la cap. Urmând ca din anii următori să fie alocarea făcută în mod direct. Deci vor fi resursele aferente funcționării acestor instituții la nivel local. Eu sunt sigur că vor fi resurse, evident că probabil va face și transfer de resurse umane și bugetare. Umane vor fi aproximativ 14.000 de funcționari care vor fi transferați de la nivel central la nivel local. Sunt acele clădiri pe care le-ați văzut în actul normativ, deci se vede clar că e un transfer integral, dar știți cum e, te dai de gol. Așa se face și cred că așa se va face. Dar atunci, de ce în expunerea de motive acolo unde se calculează impactul financiar al măsurii nu e trecut nimic? Haideți să vedem... Pentru că nu există un impact nu, financiar. Nu, vă spun eu, răspunsul deoarece... a dat întâmplător domnul Iacoban. Adică fuga de dezbatere publică, fuga de discuție, unde pot să fie și unii care să aibă păreri diferite. Asta este o atitudine autocrată, care nu are cum să facă bine. În expunerea de motive, absența acelui impact asupra, din punct de calculat, că așa se face, când dai o lege, spui, domnule, uite, asta este efectul bugetar, trebuie să creezi o instituție sau nu, sau transfer, explici un pic mișcarea aceea de fonduri. Deci, în expunerea de motive, e negru pe alb, scrie cu 3 cuvinte, nu este cazul și scrie de 3 ori. Da, pentru că nu la este cazul, între. Pentru că păi este nu, nu este sursa cazul, financiară este transferată. Eu traduc nu este cazul, nu prin... într-o analiză profundă, ci prin lucru care de fapt se face acum. Există suficientă putere politică încât să ne putem permite. Cam așa interpretez eu, acel nu este cazul. Așa interpretați dumneavoastră. Pentru cum că, interpretați? Într-adevăr, este o majoritate care își permite să-și asume. E normal, chiar e bine să-și asume, pentru că e mai greu dacă nu ai o asemenea dacă majoritate să decizi. Nu am fi făcut-o prin asumare. Noi am vrut să facem regionalizarea, dar tot timpul am fost blocați. Și dar știm nu m-a blocat procesul. Nimeni, aveți 70% de un nu, an de zile. Nu, am fost blocați Curtea Constituțională. Curtea Constituțională prin acele de dezbatere pe regionalizare? Da, indirect, pentru că noi am vrut să modificăm Constituția care precede modificarea. Curtea Constituțională n-avea cum să vă împiedice, pentru că n-a fost nicio sesizare când a existat un act. Au fost doar vorbe. S-a întâmplat. Nu, mă scuzați, dar Curtea, totuși, cei care ne privesc, trebuie să înțeleagă un lucru corect.
Curtea Constituțională poate opri atunci când primește un act emis de Parlament și care este contestat sau consideră că acel act nu este în regulă. Dar nu există așa ceva. Pe regionalizare doar știm cu toții. Anul ăsta au fost doar dezbateri publice. Și de fapt a fost un spectacol mediatic că s-a oprit până la urmă, s-a trecut de la una la alta. Deci regionalizarea n-a fost oprită de nimeni. Nici măcar n-a fost început. Regionalizarea a fost cel puțin politic legată de modificarea Constituției. Știm cu referendumul ce s-a întâmplat și a durat un an de zile și această tergiversare, pentru că pe fond pierdem noi cetățenii aceste tergiversări. Până la urmă ele se fac. Cu referendumul e strict pentru Băsescu. Haideți să fim serioși. Știm toți chestia asta. Tot tipul de referendum. Nu, eu zic, o spun dumnealor. Da, evident, dar ăsta e singurul argument. Așa s-ar fi întâmplat și acum. Deci mai pierdem un an de zile. Cu referendum. Iar cetățenii când ne-au... Nu, apropo de legea descentralizării. Mai pierdem un an de zile, iar cetățenii ne-au trimis în Parlament pe cei de la OSL ca să ne asumăm și să facem legi buni pentru țară. Ori noi, în acest spirit, facem acest lucru. Dacă se va dovedi că noi greșim, vom avea soarta pe care a avut-o și PDL-ul. Cu certitudine, sunt sigur de asta. În ce privește totuși acest proces al asumării sau al atitudinii, l-aș numi eu, față de faptul că apare o lege, că cineva o contestă sau vrea o corecție sau vrea o dezbatere. Păi asta înseamnă esența democrației. Eu nu vreau un stat în care să mi se zică, știi, suntem mulți, nu mai discutăm prea mult, că nu contează. Ne asumăm noi și deci, la peste 4 ani. La fel, apropo de legi care trec pe la curte, sunt contestate, se întorc și mai durează un pic. Deci, pentru mine este o situație în care trebuie să fii rece, calculat și să pară firesc. Funcționează mecanismele statului. Dacă cineva vrea să conteste și are un argument, atunci lucrul respectiv se analizează, îi se dă răspuns, dar toate nu s-au oprit. Ele curg. Numai că au curs în specific normal. Acum ce să facem? Să zicem, știți, ar fi bine să curgă, dar să nu mai scoată nimeni niciun sunet. Păi ce stat e ăla? Vedem lucrul acesta deja, dar eu insist pentru dezbatere publică. Pentru această lege este extrem de clar că n-a fost o dezbatere publică serioasă. Avem chiar în textul de lege depus pe site-ul ministerului domnului Dragnea, acolo scrie foarte clar câte zile, 10 zile pentru dezbatere publică. Hai domnule, ești serios, ești nebun, păi, dar asta este o chestie de reformă la nivel național dorită de 20 de ani și tu îmi spui că în 10 zile e dezbatere publică și n-a fost nicio dezbatere să publică. Să nu uităm că da, în fine, e o asumare, am înțeles-o, este foarte clar, chiar e bine să se separe apele, domnule, au vrut să-și asume, foarte bine că-și asumă. Acum să sperăm că, totuși, sunt lucruri bune care trebuie făcute. Decentralizarea e necesară. Să sperăm că o fac bine. Dacă era dezbătută mai mult, erau subiecte care nu erau în discuție astăzi. Continuăm discuția de descentralizare după o scurtă pauză. Revenim după câteva momente. Am revenit la Vocile Iașiului. Discutăm despre proiectul de lege al descentralizării, care de altfel a trecut prin Parlament, prin asumarea răspunderii guvernului. Suntem alături de Nicu Șor Pădurariu, fost deputat ieșean și fost prefect al Iașului și alături de deputatul Anton Dobăș din partea Partidului Național Liberal. Vorbeam în prima parte despre acele cazuri care au ridicat semne de întrebare pentru domnul Pădurariu din lege, din proiectul de lege sau din lege, putem să o considerăm oricum, va intra în vigoare de la 1 ianuarie, despre acele sintagme. Nu este cazul să se facă sau să nu se facă. Din expunerea de motive care justifică acest act normativ. Asumarea, de fapt. Adică nu este cazul de motive suplimentare de explicație. Deci există o altă lege care impune ca la orice act normativ, cum este această lege care e foarte importantă, să faci niște calcule asupra efectelor de natură financiară, umană, impactul asupra societății. Sunt niște calcule. E obligatoriu să măsori ce efect produci. Ori acolo unde în lege, în expunerea de motive, ar fi trebuit să existe aceste elemente, sunt trei rubrici, la fiecare nele nu este cazul, nu este cazul, nu este cazul. Ori, mă rog. Este cazul, domnule deputat? Păi, nu este cazul pentru că resursa financiară este trece, asigurată și ea este transferată la nivel local. De-aia și legiuitorul, guvernul, a pus această... Sintagma, nu este cazul. Acum dumneavoastră pentru știți că impact bugetar există. Dar e greu de măsurat acum. Din
trebuia experiența simulat. De la Comisia Finanțe Buget, prima dată când vine o modificare la noi la Comisie, prima dată ne uităm la acel impact, mai ales că vizează Ministerul de Finanțe. Păi să știți că dacă și eu, aduce un plus prima sau un minus. Dată m-am uitat exact în lege da. Acolo să văd ce anume se explică dar că se întâmplă și când am văzut nu este cazul de trei ori, bun, legea prevede, este obligatoriu, când transferul acestor servicii se face și cu resursa financiară aferentă. Deci, cu alte cuvinte, automat s-a cu cuvinte, legea spune că transferăm direcția da. Sau direcțiile respective la... Da, și banii și aferenți... banii care veneau la minister merg direct la direcțiile respective. Da, nu-i mai gestionează, iei nu mai este ordonator. Iei și cu bani și o iei dintr-o parte și zici că da. De fapt ea rămâne pe loc, dar numai șeful se schimbă. Că de fapt aici noțiunea. Se schimbă șeful, nu mai e ministru... Haideți să urmărim local. Împreună și o declarație făcută de primarul Gheorghe Nichita pe tema descentralizării. Cred că acest proiect de la descentralizare poate să fie unul mai amplu, inclusiv și cu alte ministere care ar putea să delege o parte din atribuții către administrația publică locală în folosul cetățenilor. Din păcate, n-a fost așa. Și atunci, decât să nu facem nimic, mai degrabă mergem pe acest proiect și îl susținem. Pentru că va fi un exemplu de bună practică. Dacă acele activități care se descentralizează prin asumare guvernamentală sunt rapid puse în operă și sunt implementare la nivel local și se văd beneficiile, probabil că în viitor vom fi mai curajoși cu procedura, cu proiectul acesta de descentralizare. Eu am dat exemple cât am putut de mult, educația este un exemplu, când în 2001-2002 ne-au venit școlile nouă și se vede foarte clar că arată altfel școlile în România de când sunt la administrația publică locală. De asemenea, poliția locală se vede foarte clar, la început s-a făcut gardieni publici care au venit la noi și a trebuit să-i profesionalizăm, a trebuit să căutăm alți oameni care să-i aducem în sistem. Toate măsurile acestea se pot implementa cel mai ușor dacă sunt la nivel local. Uitați-vă și o să o spun și de aici acolo poate o să fie o voce care o să încreșe dușmani. Cei mai apropiați de cetățeni sunt primarii. Omul care este ales direct de cetățean și care, de la care cetățenii așteaptă tot timpul o rezolvare este primarul. Și a doua funcție importantă în România la care oamenii așteaptă foarte multe lucruri să se rezolve e președintele României. În rest discutăm tot felul de alte chestiuni, dar răspunderea foarte mare este administrația publică locală. Pentru că omul la primărie merge, are nevoie de fond funciar, merge acolo și întreabă. Chiar dacă parcursul său legal este și la Comisia Județeană și așa mai departe, dar întâi întâi acolo merge. Se dorește efectiv pe bugetul 2014 să intrăm la 1 ianuarie. Deci dacă intrăm bugetul 2014, înseamnă că la 1 ianuarie trebuie să intre cu aceste responsabilități. Și de asta e și logica asumării guvernamentale, pentru că altfel n-ar fi. Deci, nu urmează decât să stea documentul așa cum prevede legea, după aceea să fie promulgat și să ni se dea atribuțiile. Declarația primarului Gheorghe Nichita referitor la descentralizare, am văzut câteva nuanțe legate de lucruri care ar fi trebuit să fie cuprinse în această lege în opinia domniei sale și în special acel domeniu al care ține de Ministerul de Interne, Poliția. De ce nu s-a descentralizat și în această zonă, domnule Dogoș? Nu s-a descentralizat pentru că la etapa actuală nu suntem pregătiți ca la nivel local să preluăm aceste instituții de siguranță publică, jandarmerie, poliție, Institutul de Stat și Urgențe. Dar cum se stabilește? Pentru noi avem la nivel local, avem o poliție locală și vedem că se descurcă pe ordine publică. Pe ordine și publică cu competențe mărite. Se descurcă greu. Pentru că, în primul rând, trebuie să fie profesioniști, pentru că trebuie și resursa alocată, ceea ce eu știu din experiența politică și de la Comisia Finanțe Buget că tot timpul primarii solicită finanțare în completare pentru că au salariile mici și nu sunt eficienți. Deci, încă nu, la acest nivel nu suntem pregătiți pentru a aduce siguranța publică la nivelul comunității. Dar se va face și acest pas într-o perioadă apropiată când vom fi pregătiți și pentru această formă de descentralizare.
Eu aș completa, dacă îmi permiteți. Vă rog. Da, tot ce a spus domnul deputat este corect. Aș mai spune și cealaltă parte. Poliția este o parte din ceea ce înseamnă sistemul de siguranță național. Poliția, ceea ce înseamnă activitatea Ministerului de Interne, a Poliției de Frontieră, toate aceste structuri militare, jandarmeria, au suferit niște procese, odată cu integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, niște procese de verificare a competențelor și a modului de lucru extrem de severe și de serioase. Și partenerii noștri europeni au pretenții ca noi să putem avea stabilitate pe aceste lucruri. Apropo de Schengen, de exemplu, noi, Iașul e la mai puțin de 50 de kilometri de graniță, ceea ce înseamnă că Poliția de Frontieră are competențe inclusiv în oraș. În anumite alte locuri din țară nu are asemenea competențe. Prin urmare, transferul acestor competențe de ordine publică, de criminalistică, de tot ce fac până la urma urmei polițiștii, cei ai ministerului, că e o confuzie. Polițistul local nu e tot una cu un polițist din Poliția Națională. Nu înseamnă niciun gest din partea mea de a nega calitățile unuia sau altuia, dar nu e același lucru. Despre poliția rutieră. Și atunci pentru asta mai este necesar să mai treacă un timp și nu cred că în momentul de față, când noi nici în Schengen nu intrăm nici acum, ne puteam permite să destabilizăm pentru a stabiliza aparențe. Serviciul poliției rutiere ar fi trebuit descentralizat? Celelalte, să spunem, înțelegem, sunt de importanță foarte, foarte mare, deși până la coadă toate sunt de importanță mare. Da, dar vorbim nu de serviciu de poliție rutieră. Haideți să vorbim de competențele de specificul poliției rutiere. Competențele sunt deja date de 2 ani și poliției locale. Despre ce vorbim? Deci, dacă nu suntem atenți, de fapt ascundem alte interese. Eu cred, ca să o spun pe șleau, că la Iași, domnul primar avea un interes major de a avea el sub control poliția. Pentru că, revenind la legea descentralizării, ceea care înseamnă, care este acum în Parlament, ea are un element cheie. Șeful instituției respective, că e agricultură, că e mediu, că ce-o fi, scrie clar în textul de lege că nu este un funcționar public cu carieră care a dat examen la ANAF sau așa, ci el va fi propus de președintele de Consiliul Județean și numit prin hotărâri de Consiliu. Ori asta înseamnă clar o decizie și cu nuanțe politice, pentru că Consiliul este politic, este o structură aleasă de cetățeni. Președintele de asemenea. O nuanță. Președintele la fel. Ori asta înseamnă, din punctul meu de vedere, o decapitare a capacității administrative la vârful instituției. Acesta este subiectul care spuneam mai devreme apropo de capacitatea administrativă. E foarte bine să le aduci aici. Da, bun, dar nu le lași totuși într-o zonă aleatorie. Le supui politic. Ceea ce se întâmplă acum este o supunere clară politic. Iar domnul primar, dacă a dorit și poliția, o dorea mai mult pentru domnia sa, dacă e să o spunem pe șleau, că vroia să aibă mai multe competențe de control asupra vieții ieșenilor. Se alătură discuției noastre senatorul Ionela Grigoroaie din partea Partidului Poporului, Dan Diaconescu. Bună seara! Discutăm despre acest proiect de lege adoptat ieri prin răspunderea Guvernului în Parlament al descentralizării. Dumneavoastră și partidul din care faceți parte ați avut o poziție în care se exprima în mare: suntem de acord cu descentralizarea, dar nu prin asumare. Sunteți de acord inclusiv cu proiectul așa cum arată el acum, cum îl vedeți pe hârtie? Bineînțeles că nu. Permanent noi am spus că suntem de acord cu descentralizarea, dar nici într-un caz cu a obține o putere politică pentru a o folosi abuziv de multe ori prin ceea ce se propune. De ce spuneți că se obține o putere politică abuzivă? Păi ceea ce discutați mai înainte în emisiune, de exemplu, ca președintele Consiliului Județean, pe ce facem dacă... Cu numirile politice sau cu nuanță politică. Sigur că da. Sigur, mă refer, pentru că dacă președintele Consiliului Județean este de o culoare politică, este normal că subiectivismul lui o să-și spună cuvântul și o să pună unul de-al lor pentru a-i hărțui pe ceilalți. Deci forma care era până în prezent era mult mai corectă, mult mai controlabilă. Pe când așa, controlul dispare și, într-adevăr, micii baroni vor deveni dictatori și cu puteri mult prea mari
pentru România în aceste timpuri. Domnule deputat, se va întâmpla așa? Există acest pericol? Ce spuneți dumneavoastră? Am mai spus încă o dată că se transferă și un număr impresionant de funcționari de la nivel central, 14.000, iar legat de faptul că președintele Consiliului Județean, în primul rând, când face o numire, trebuie să aibă și avizul, aprobarea consilierilor. În Consiliul Local intră toate partidele politice. Dacă președintele Consiliului Județean își asumă decizia de numire, trebuie să o facă cu simț de răspundere și respect față de cetățean și să găsească un om profesionist în acea zonă. Dacă nu face acest lucru, va suporta consecințele, pentru că și președintele și consilierii sunt aleși și va fi și el la rândul lui sancționat. Dar nu mai e departe. Dacă nu ai un profesionist, lucrurile nu vor merge bine și vei avea probleme în sistem. Deci au început lucrurile să intre pe un făgaș din ce în ce mai bun, pentru că și partidele politice își caută oameni profesioniști, pentru că sunt conștienți de riscuri și costurile aferente. Am văzut că eu zic nu. Era sceptic. Nu, bineînțeles că depinde de om. Omul sfințește locul. Dacă omul care este ales de cetățeni are filtru personal și uneori se luptă chiar cu propriul lui partid pentru a impune, domnule, ăla e profesionist, ăla trebuie să fie. Deci dacă are un asemenea temperament, Doamne ajută, fericit e comunitatea care are un asemenea lider. Dar în același timp, politizarea este un lucru care niciodată n-a dat greș. Politizarea zonei de funcție publică. În sensul că, în general, nu s-a întâmplat ceea ce v-am relatat mai devreme cu fericita situația unui om ilustru. Nu prea se întâmplă asta. Ori în lege este foarte clar politizat vârful structurilor descentralizate. Ori eu aș fi mizat mai mult pe profesionalismul asumat prin intermediul structurii funcționarilor publici de la nivel național, prin intermediul unor concursuri naționale, adică omul ăla are o carieră. Nu poți să-i impui, de exemplu, unui om care vine pe patrimoniu. V-am zis mai devreme. Imaginați-vă că acel om vrea să apere un conac boieresc aflat în Copou care se dărâmă, mă rog, și înseamnă ceva pentru istorie. El vrea să-l apere. Dacă e funcționar public și e apărat prin lege, inclusiv prin funcția publică pe care o apără, el nu poate fi supus presiunilor politice și își permite să fie puternic. Dacă e numit politic, dați-mi voie, e clar că nuanțele vin de la sine. Da, aici deci, trebuie să venim nuanța la litera și spiritul acestei legi. Decizia fiind mai aproape de cetățean, cetățeanul veghează, vede că e în comunitatea lui și se poate exprima deputat, mai ușor. Este perfect adevărat, dar lucrul ăsta nu este, poate, e coajă, ea maschează o putreziciune în spate. Acolo unde politica se breagă prea mult pe domenii de specialitate, întotdeauna e și prost. Și noi trebuie să scăpăm de riscul ăsta. Domnule senator, da, vă ascult. Există și puncte bune sau există doar puncte rele în acest proiect, din punctul dumneavoastră de vedere? Bineînțeles că ar putea exista și puncte bune. Cum s-a exprimat domnul deputat Dobăș Bănuiesc, da, se află în studio la dumneavoastră, s-a exprimat cam în felul ăsta, dacă am înțeles eu bine. Ar trebui să facă sau să ar fi bine, cam așa am înțeles eu că s-a exprimat. Asta sunt și eu de acord. Dar de multe ori în România, oameni care ajung într-o anumită funcție importantă, dacă nu au suficient de discernământ sau nu au suficientă experiență a vieții, subiectivismul lui își spune foarte mult cuvântul și abuzează de acea funcție. Și nu sunt puține cazurile. Deci instituțiile statului nu trebuie politizate, nu trebuie influențate, adică să depărtăm acele instituții care țin de siguranța cetățeanului în mod direct, de siguranța națională, să o îndepărtăm de decizia politicului, pentru că de multe ori, chiar dacă și eu sunt politician, politicienii sunt irresponsabili. Și atunci trebuie să găsim structurile statului, instituțiile statului în care am mare încredere, diminuând acel mic procent care de multe ori face rușine, trage în jos credibilitatea instituțiilor statului, diminuând acel procent prin schimbare, prin sancționare,
dar doresc și trebuie ca instituțiile statului să rămână puternice, să devină și mai puternice și să fie cât mai puțin influențate de mediul politic. Mulțumim, domnule senator, pentru intervenția dumneavoastră și la Vocile Iașului. Până la urmă există, așa cum vedeam din partea, din opinia senatorului Ionela Grigoraie, și câteva puncte bune legate de acest proiect al descentralizării. Vreau să vă întreb, în schimb, despre un alt proiect care a apărut pe site-ul Ministerului de Finanțe în această perioadă. Este vorba despre acea posibilitate ca inspectorii financiari, fiscali, cei care urmăresc recuperarea creanțelor, să intre în casele sau pe proprietatea celor care au asemenea datorii și, eventual, chiar datorii destul de acumulate. Inclusiv persoane fizice. Inclusiv persoane de fapt, fizice despre acest problema, lucru. Că aici este mare noutate. Da, această prevedere exista și până acum în codul de procedură fiscală privind verificarea persoanelor fizice. Deci, în această ordonanță de reorganizare a ANAF-ului și în special prin care prevede și atribuțiile Direcției de Luptă Antifraudă Fiscală și Vamală, preia acest articol din codul de procedură fiscală, cred că, dacă nu mă înșel, ar fi articolul 57, exista și până acum, deci nu este o noutate. Asta vreau să spun și eu. Știți cum e când apar, o să folosesc un limbaj nepotrivit pentru felul meu, când apar pocnitori, subiecte pocnitoare, cam așa l-aș numi eu, sunt anumite lucruri care există, dar când sunt prezentate ca și cum ți-ar invada intimitatea, ele sunt văzute ca fiind negative. Și aici trebuie să completez că nu se va face așa la întâmplare. Organul de control, în speță inspectorul fiscal, va trebui să aibă niște elemente în spate, pentru că există riscul ca proprietarul, persoana fizică, să-l acționeze în judecată și dacă nu a respectat propriile norme, proceduri de lucru, să suporte consecințele legii. Cum se întâmplă mai exact? Cineva acumulează datorii și Care sunt etapele, da. Păi, procedura este cea clasică care se cunoaște, primește o înștiințare de la fisc, dacă nu plătește, începe. Sunt cele clasice, cum ar veni, dar atunci când practic ar trebui să declanșeze această procedură de a întâlni cu persoana în cauză care a acumulat datorii. Păi, pe baza datelor și a informațiilor pe care are inspectorul fiscal vis-a-vis de o persoană fizică, că bănuiesc că aici facem discuția. Exact. Așa. Cercetează toate aceste elemente care le are în baza, în sistemul fiscal, și dacă rezultă că nu și-a achitat anumite impozite și taxe, este somat, este înștiințat. Aici, și, dacă îmi permiteți, am avut o experiență personală. Ca orice om care mai plătește și amenzi. Dacă merge cu mașina, numai că la mine a venit și somația și titlul de executare amândouă odată. Ceea ce mi s-a părut, da, în fine, la acum fel cum... poate era o chestie de poștă. Acum... Nu, era un același plic. Deci asta a fost cel mai puse frumos. Poate unul... eu nu și, pot să mă pronunț decât poate e un caz nefericit. Nu, e un subiect care a trecut. Da. Era și plătite, mă rog, în fine. Dar m-a amuzat situația. Într-adevăr, cum spune domnul deputat, lui are experiență, a fost șeful fiscului atâția ani. Sunt niște etape care ar trebui să nu sperie cetățenii, dar mă iertați, domnul deputat, aș vrea să spun un lucru care probabil o să surprindă. Intervențiile pe legislația fiscală din ultimele două săptămâni ale guvernului au mult mai multe lucruri extrem de importante și bune. Sunt primele semne pentru holdinguri în aceste intervenții. Sunt de asemenea discuții legate de statutul micro-întreprinderilor, de sume. Deci, credeți-mă, în condițiile în care noi colectăm 32% în loc de 39% la buget, și știți că asta înseamnă că e o economie subterană destul de mare, această lege care a apărut este incorrect faptul că, din punct de vedere public, a ajuns să fie văzută doar prin prisma fricii oamenilor. Dom'le, îmi vine fiscul în casă și ce mă fac? E păcat. Subiectul ăsta, dacă dumneavoastră veți mai avea posibilitatea să-l discutați, nu neapărat cu mine, vin din mediul de afaceri, dar cum este domnul deputat, ar fi păcat să nu-l discutați, este important pentru mediul economic,
Pentru că sunt niște puncte, da, ce se modificări au intrat în, pentru intrat în dezbatere. Acum, vă rog să fiți concis pentru că ne-am ajuns la finalul. Este firesc pentru că o mare parte dintre cetățenii României și societăți își plătesc datoriile la timp. Și atunci se pune întrebarea, nu suntem egali în fața legii? Nu toată lumea trebuie să plătească? Cine nu plătește, suportă consecințele. Pentru că acești bani se reîntorc tot la cetățean. Tot am vorbit de această lege a descentralizării. Ordinea și disciplina pentru că, sunt acum, esențiale pentru civilizație. Comunitatea locală va fi interesată să aibă un grad de colectare mai mare pentru a avea sursa de finanțare pentru realizarea proiectelor. Și acest lucru a fost cost, să spunem din nou, ca informație, acest aspect fiscal ar putea să ne intre în casă, celor care întârziem plata. Nu fără mandat, dacă vreți să refuzați. Deci, sigur, cu tot cu mandat trebuie să apară. Există această posibilitate, dar... Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență la Vocile Iașului, Nicușor Păduraru și Anton Doboș. Adresa de e-mail a emisiunii noastre pe care ne puteți trimite observații este vocileiașului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă dau întâlnire mâine seară la Vocile Iașului de la ora 19. Acum vă urez o seară liniștită.